Salutare tuturor, eu sunt The Link, bine v-am găsit la un nou episod de SAMP. Suntem pe GTA Mafia, astăzi suntem niște mafioși, altul și de Mircea. Salut, Mircea! Salutare tuturor, mă bucur să... mă bucur să te avem la noi pe SAMP. Ia uite, ești bandajat, frate, ce ai la picior acolo? Da, ești m-am... Ești om al străzii tu pe aici. Suntem în față la examen, așa că hai să dăm și noi de permis. Exam, ok. Da, să... asta este... Două secunde asta e, să vin. E o parte din tutorial. Este o parte din tutorial pe care trebuie să faceți cu toții când intrați pe server. Ideea este că o să încercăm în episodul de astăzi, dar înainte de asta, înainte să vă spun, trebuie să apăsați cu toții acum pe butonul de like. În episodul de astăzi o să încercăm să vă arătăm câteva lucruri interesante cu ce se laudă serverul, să vedem acum vă stârnește vouă interesul, pentru că am înțeles că într-adevăr sunt câteva aspecte destul de interesante și cu siguranță o să vreți să luați și voi parte din această comunitate a mafioților. Ce ciudat sună. Ia să văd eu cum ajung. Ideea este că pe server aveți cu cine să vă jucați. Vedeți că la ora la care filmez sunt 30 de player. Este server la început, dar cu siguranță o să ne sângem mai mulți. Bă, nu știu, deci mă bate, nu știu cum ajung în aeroport. E bine pe unde mergi, nu trebuie să intri în aeroport, sunt checkpoint-urile pe drum. Am înțeles, am crezut că e în aeroport, știi că nu veneam, de la distanța aia nu vedeam. Game mode-ul este destul de vechi, adică noi lucrăm la el de aproximativ 8 ani de zile. L-am îmbunătățit în timp. Da, exact. A mai fost deschis și sub alte denumiri în funcție de comunitățile cu care. Deci a avut și alte nume înainte să zic. Da. Bine, am mai avut și numele ăsta la un moment dat. Am revenit la el pentru că ni s-a părut original și mi s-a părut că ne caracterizează. O să vă arătăm imediat de ce. Este un game mod la care noi am lucrat în funcție de părerile jucătorilor. Noi avem adică o secțiune. Ascultat opinia celor care jucau și constant ai îmbunătățit ce considerau ei că ar trebui, nu? Da, exact. Am ascultat părerile și sugestiile în măsura în care avem un scripter experimentat și ne-am permis să ținem cont de... Asta e un lucru bun pentru o comunitate, gen, să asculte părerea celor care joacă acolo, celor care petrec ore în șir, știi? Adică ei sunt cei care știu cel mai bine ce lipsește și ce ar trebui îmbunătățit cu siguranță. Bineînțeles, până la urmă ei se joacă și e important să... Da, corect. Bă, mă gândesc că să punem pauză, mai avem un nou checkpoint-uri și revenim când luăm permisul, ca să nu plictisim, ok? Și continuăm după. Și ultimul, dar nu cel din urmă, checkpoint. Gata, mă. Bun. The next și acum avem type locate car and select beginner car, ok? Locate. Da, în esență, după ce termini tutorialul, noi la început... Pentru a ajuta jucătorii oferim o mașină de început. Să te miști din punctul A în punctul B. Care, da, la început, la level 1 este o motoretă, un Fagio, care ulterior se transformă la level 2 în perennial, iar la level 3 dispare. Și constant upgradează mașina, gen, jucătorului. Da, iar la level 3 noi considerăm că jucătorii sunt gata să-și ia propria mașină. Mașină. Ok, spuneai tu ceva mai devreme, bă, dar uite, e răsturnată. Și nu se poate urca pe ea, cred. Mă rog, nu contează. Spuneai mai devreme de o chestie cu bonus. Ia stai. Apasă tasta N ca să o descui. Gata. Perfect. Așa, foarte bine. Bonus. Avem un tutorial prin care ajutăm jucătorii începători să se familiarizeze cu serverul. Game mode-ul nu este foarte dificil de înțeles. Avem comenzi, de exemplu GPS, unde pot găsi toate locațiile, help, unde pot afla toate comenzile. În urma tutorialului ei primesc respect points, suficient cât să dea by level să facă level 2. Deci dai un fel de rank up din când ai făcut punctele, dai, am înțeles. O sumă de bani cu care să înceapă ei și Mafia Coins. Cu Mafia Coins se pot cumpăra lucruri pe care le găsești și tu tastând slash diferite beneficii. Slash ce? Că nu s-auzi. Shop. Nu se auzise. Da, văd premium points, VIP,
Premium Gold, ok. Da, inclusiv poți să-ți muți casa în cazul în care... Poți să resetezi kilometri la mașină? Wow, da, pentru că la noi se devalorizează cu cât ai mai mulți kilometri la mașină? Da, da, avem un sistem, nu se devalorizează neapărat. Mașina când are mulți kilometri, la un moment dat începe să se strice, nu mai pornește. Am înțeles. Și în felul ăsta, în felul ăsta ei pot să-și dea kilometri. Da, am înțeles. Ok. Ca să fac bani rapid, uite, poți tasta și tu Daily Quest, să vezi în stânga ecran. Daily Quest. Daily Quest miner. Info job, work as a miner to earn an extra reward. Aha. Da, ei practic... Uite, primești ca lumea, nu? Ok, și trebuie să mă duc... unde? Gen, nu trebuie să-mi pun un checkpoint? Eu am un checkpoint aici. Da, e un checkpoint aici ca să intri să-ți iei job, să urmezi tutorialul, da. Nu cred că este important să arătăm acum. Pentru că na, e o chestie basic, adică o știți cu toții. Da, okay. Avem câteva joburi unice, că tot vorbeai de joburi, cum ar fi miner, avem o mină construită unde se poate lucra, la un mor unde... La comanda jobs? Nu, jobs, trebuie să intri aici în primărie și o să-ți apară la un moment dat take job și acolo se poate. Aha, și de acolo ți le iei, ok, am înțeles. Da, vreau să-ți arăt acum, avem un sistem curse de... Curse de cai? Ce poți să pariezi pe cai? Da, ce tu pariezi pe cai, imediat să ajung la locație. Imediat să ajung la locație și... Stai că mă uit eu până... Ai ID 3. Am fost mai nervdător așa. Da, am ajuns, dă-i acum. Sunt aici. Inside. Așa, uite, intră. Am intrat. Tastează tu slash bet. E ca la pariuri, gen. Da, da, tastează slash bet. O să-ți dau niște bani ca să poți să pari. Slash bet. Current bet sau bet ce dau? Care e diferența? Bet. Nu. Bet e ca să vezi pariul pe care l-ai pus deja. Ah, ok, ok. Și type the number of the horse you want to... Da, de la 1 la 4. Eu zic că va câștiga calul 2. Okay. Bun. Și ai plasat pariul? Da, acum punem, hai să zicem, 500 de mii. Nu, pun cam mult. Punem 100 de mii, lasă 100 de mii. Suma se dublează. Uite, o să-ți spun... Și acum... Ca să văd, o să dau eu drumul la o cursă de cai și tu trebuie să tastezi slash watch. O să-ți apară în... Watch. Tastează. Mamă, și se vede. Tale. Eu am zis da, că calul 2. Ia. Ce este curta live. Hai să vedem calul 2. Hai, mamă, e cel mai în urmă calul 2, știu? Banu, fii atent. E acolo cu 1. Bă, e tare rău. Fii atent, eu chiar am emoții, știu? Momentan sunt la egalitate de toți caii aproape. Calul 3 e cel mai în față, dar fii atent că 2-ul. No, 3-ul câștigă. A câștigat calul 3. Tare sistemul. Ne bucurăm că îți place sistemul. Trebuie să recunosc că e mai interesant așa decât să duci la casino și să joci acolo la, nu știu, la ruletă sau la blackjack sau ceva. Da, e ceva diferit. Calul câștigă, dublează suma de obicei. Da, bă, e tare. Adică aș mai fi băgat acolo, dar trebuie să ne încadrăm cu timpul să le arătăm băieților cât mai multe lucruri. Comanda slash factions îți apare, îți arată facțiunile. Factions. După cum vezi, unele nu au încă lider, deci suntem în căutare de lider. Sunt încă deschise. Ok, tare. Avem multe idei, lucrăm să implementăm o nouă facțiune, noi joburi, avem. Da, mie îmi place că voi ascultați vocea jucătorilor, adică din ce mi-ai zis vreme, mereu ați ținut cont de părerile lor și asta e un avantaj, știi, pentru cineva care are un server. Adică, păi considerăm că este important pentru că ei se joacă până la... Da. Ok, unde mergem? Ce mai... Să te rog să dai acum go to la ID. La ce ID? La 10. Go to 10. Cine e aici? Aici vreau să vă arăt ceva interesant. Avem un sistem... Cu ilegale? Cu droguri? Da. Aici e pentru mafioși. O să ne arate Maximino, pentru că din păcate noi avem implementat sistemul SAMCAC pentru mafioți și el îl are.
astfel încât să ne poată arăta. Aici a plantat deja, asta îi ajută pe ei în timpul orurilor să-și crească viața mult mai. Uite, și acum a cules-o. A cules, da. Da, și o să-l rugăm să mai planteze. Cumpără semințe și... Cumpără semințe de aici, aha. Ok, dar care e sistemul ăsta de spuneai tu mai devreme, gen cu SAMP? Este un anti-cheat, să-i spun așa, ne ajută pe noi să detectăm pe cei care folosesc coduri. Uite, acum a plantat, da. Și arată status growing. El după 10 minute va fi gata de recoltat. De recoltat. Și chestiile astea le vinde și le prelucrează, bănuiesc, nu? Sau cum? Poate să le vândă sau poate să le folosească el ca să-și dea viață. Să întins pe jos. Da. Ideea e că el stă aici pentru că trebuie să le, să le aștepte să crească, pentru că atunci când sunt gata, dacă nu le culege, poate veni alt mafioț să-i le culeagă și... Le... Adică ăsta e un loc public, aici pot veni și alții, nu? Gen alții, alte mafii. Aha, am crezut că e ceva al lui privat. Nu, aici toți mafioții au acces și poate să le fure pe cele plantate de ceilalți. Și gen, dacă vine cineva aici, are voie să-l omoare? Adică e... Da. Și mulți chiar se bat aici, duc război adevărat. Da. Legat de sistemul ăsta, că spuneam de mafii, avem două tipuri de war-uri. War-uri pe teritorii unde se bat pentru cucerirea lor și war în sat, care în fel... Uite, te-ai auzit întrerupt, e un fel de... E un fel de amical, să se antreneze. Băi, e tare și chestia asta, adică e destul de addictiv, mă gândesc, știi, să duci un război, să vrei să-l cucerești, nu știu. Adică, mai ales că acum vine vacanța și au copiii timp, cred că o să fie nebunie pe chestiile astea cu teritoriile. Ești tare. Ok, Mircea, unde zici să mai mergem? Ți-am dat, o să-ți dau imediat level 10. Uite, îmi zice... The gift will disappear in 10 minutes. Da, apropo de asta, avem un sistem de gifturi care se spawnează automat pentru jucători. Pe hartă, gen? Da, se spawnează, le apare lor un mesaj în chat că trebuie să se ducă de fel. Da. Și acolo pot câștiga bani, materiale, droguri. Și cum dau seama unde e giftul? Tastează find gift. Find gift. Trebuie să dezlegat? You are not a detective. Nu, legat, find gift. Dar nu se întâmplă nimic. Ți-a pus un checkpoint pe hard. Eu am un checkpoint deja și cred că da, aia nu mi-apare, da. Dă-i atunci GPS, cancel checkpoint, ultima de jos, și încearcă iar să dai find. Da, uite acum, într-adevăr, mi-a pus checkpoint-ul. Bine, probabil mi-l pusese și mai devreme, dar nu am dat seama că mă știam că mai aveam unul. Aha, deci e în locația asta aici. Și am admis să mă teleportez acolo, gen... Nu ne putem teleporta la checkpoint-uri, dacă vrei, uite, am spawnat o mașină, o am să te rog. Sau poți să-mi dai, am fly, să mă duc direct acolo? Nu avem fly, mă rog, nu cred că este neapărat important să-l arătăm, se pot câștiga diferite lucruri care e... Bă, eu apăs 2. Apasă buy car ca să o cumperi întâi, că nu e încă... Ok. E un pic diferit așa. Ai cumpărat-o? Bun. Dar vezi că se mișcă... E cumva boostată? Că parcă se mișcă mai bine. Nu, știi de ce se mișcă așa? Din cauza câmpului. Mi se părea așa ca alunecă, gen, știi? Da, e suprafața. Așa, unde mergem, ia zi. Avem, dă-i tu go to LS ca să vă arăt... Go to LS, așa. Așa, și uite aici la primărie unde am fost mai devreme, la ultimul etaj, îți poți înmatricula mașina ca realitate. Uite, poți să încerci să pui numărul mașinii tale din realitate. Unde? Gen aici nu-i poliția? Nu, în spatele, exact cum ești acum, în spatele tău, clădirea aceea. Da, am văzut. Ok, și cum fac asta? Cum îi schimbă? Trebuie să intrăm, haide să intrăm. Ok. Așa, am intrat. Vino după mine, pe aici pe scări. Hai. Mircea, iau ce repede urcă, Mircea nici nu-l mai văd. Gata. Am amețit.
Uite Așa. aici, dacă scrii tu register card. Nu, nu, aici. Aici, aici. Register car. Așa. First car. Ok. First car, că e prima mașină. Alegem București. Da. La... Dar nu văd București, știi, man? Brașov. Bă, băieți. A, e ultimul, dar nu e în ordine alfabetică, ok. București, sunt ordine alfabetică, okay. Doar București ultimul. Așa, și please insert your desired text. Eu am 506 la golf, LNK. Nu, aici doar la a doua doar caracterele și apoi la final număr. A, LNK. Așa. Și, a, am voie de la 1 la 99. Atunci ce să pun? A, pun, că din pun 98, 30. Pun 98 anul meu de naștere. Gata. Bun. De 98 LNK. Și acum ieșim. Aici poți. Da, da. Aici îți poți face și asigurare ca să... Aha, deci dacă faci accident cu unul, ți-i dai asigurarea sau așa, nu? Da, da, să-ți repar mașina, nu știu. Înțeles, bă, nu știu, pare mult mai apropiat de realitate toată chestia asta, știi? Da, am încercat să-l facem să pară mai repede. Apare deasupra, da. B98 LNK. Da, sunt trei tipuri de mașini, aceasta este uite, first, se poate lua. Ce tare. Da, da, apare și, uite, aici în dreapta, dacă vezi mare sus, scrie Mafia Games Dealership. De acolo se pot cumpăra mașinile astea first car. Stai, că nu văzut unde scrie. Fă dreapta aici, imediat, prima la dreapta. Așa. Și aici mare, pe stânga, a, dacă sus, te uiți. Da, Mafia Games Dealership. De aici, da, ce se întâmplă? De aici e dealership-ul, gen... Da, da, aici își poate cumpăra cumpra lumea mașini. Sunt foarte detaliate, arată consum, de exemplu, da, uite, capacitatea mașinii. Văd ce aici, când scrie din ce consum, cât de cum benzină mai avem. Da, exact. Mașinile second și third nu se pot cumpăra din dealer, acelea le adăugăm noi sau se pot cumpăra de la player, sunt și mai rare și automat. Ca să îți mai spun, avem sistem de loto, la fel poți să pariezi 6 numere, da, cum a fost la cai. Oricum aia cu cai mi-a plăcut, m-aș mai duce odată. Mă bucur că îți place. Da, da. Avem, ei pot face diferite activități, avem da, Deagle bă, Arena, avem... Vă dați seama că sunt o grămadă de lucruri pe server pe care noi nu avem timp să le prezentăm pe toate, pentru că suntem convinși că v-am plictisit. Însă, mai mult ca sigur, m-aș bucura ca voi să intrați pe server, l-aveți în descriere și să vedeți voi mult mai multe decât ne permite nouă timpul să vă prezentăm. Dar îl ascultăm pe Mircea, că tocmai v-a să zică ceva și îl întrerupsesem. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere, bineînțeles, să descoperiți că sunt multe, multe pe care asta, trebuie asta să vedem. Dar ce site-ul de Deagle mult... acolo? De o arenă ceva? Deagle Arena și Paintball, unde aha, să pot ea antrena cu armele, da, să demonstreze care e cel mai avem garaje pe server, unde își pot parca mașinile ca să nu le lase aiurea să le împingă playerii. Da, da. Avem frână de mână, mai ales ca să nu poată să le împingă. Pe cât activezi frână de mână? Trebuie să oprești motorul și o activezi pe space. Aha, gata. Uite, handbrake info, you have enabled to the handbrake. Tare. Avem club de distracții, unde lumea poate veni. Noi mai organizăm petreceri cu lumea pe server, în sharing, în care mai avem plăcerea să ne distrăm. Da, într-o seară așa, dacă văd băieții că sunteți mai mulți și, nu știu, aveți chef de catering, că probabil faceți acolo panoramă prin club. Bineînțeles, muzică. Femei! Nu mai spunem. Numesc, avem, avem și fete pe server destul. Da? Da, da, avem. Cu ceriți-le băieții aici să le cereți Instagram-ul. Abia așteaptă și ele. Parcă vezi că sunt alea de 8 ani. Da, nu știu, nu... N-ai avut experiențe cu, ei încă, cu ele încă. Nu, nu, nu. Pentru a vă distra, de exemplu, puteți să vă organizați, să vă chemați prietenii, să dați un rob împreună, să aha, jefuiți banca. Să jefuiți banca. Da, da, să te urmărească polițiștii. Da, nu, dă-i seama, sunt o grămadă de făcut și mai ales acum că vine vacanța. Siguranță o să vreți să vă petreceți cu mai mult timp pe calculator și cred că serverul ăsta o să fie foarte bun pentru voi, pentru că ați văzut că sunt destul de multe lucruri pe care le poți face. Bun, băieți,
Aici ne oprim și noi cu acest video. Eu mulțumesc tare mult lui Mircea că a fost alături de mine și că am avut ocazia să vă prezint serverul alături de el. M-aș bucura să intrați pe server, să vedeți și voi cu ochii voștri că sunt foarte multe lucruri pe care le puteți face aici. Eu am fost Dălin, încă o dată vă spun, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez o zi frumoasă tuturor. Pa, pa!